În spațiu comun de la hostel. Am avut o cameră dublă cu 34 dolari, cu pat suspendat. Foarte ok hostelul. Aici au și aceste băi termale lor specifice, gratuite, inclus în cazare. Și aici e bucătăria, unde poți să gătești cât vrei. Venea rândul Andrei să-i fie rău pe tren. Îmi imaginez ce față aveam eu cu două zile. Schimbăm, din fericire, trenul acum în Cocura pentru Hiroshima. Dacă românilor le place să stea la bar în picioare, ei, japonezilor le place să mănânce supa în picioare la bar. Au o grămadă de locuri din astea. Hello! Foarte prietenoși, pe cum vedeți, răspund la saluturi, zâmbesc necondiționat. Încă un bullet train mall de data asta sau acesta, iată-l. În România, în secolul 22, poate. Trenul nostru a sosit. Sper să nu ne fie rău de la viteză pe care l-am pierdut odată cu căsătoria. E drept de asta la geam. Absolut by default, implicit în română, Anda consideră că se cuvine geamul, locul de la geam tot timpul. Că e tren, că e avion. Și mie îmi plăcea foarte mult înainte să merg la geam. Și nu mai merg acum la geam. Nu vă căsătoriți, nu faceți aceeași greșeală. Arată un prânz la 350 la ora cu 21 de lei. 590 de ieni, sănătos, și un ceai bonus primit. Randa și-o lua pentru că e rău niște înghețată cu asaie la vreo 4-5 lei de la 7-Eleven. Felicitări. Ce-ți place, Anda, la Japonia până acum și ce nu-ți place? Respectul, cu părerea mea, cam prea multe reguli. Da, nu sunt pentru spiritul nostru latin, nu? Nu, cred că e frumos pentru că e civilizația la un alt nivel. Mi se pare că de la cum stau aliniații în metro, la cum merg pe stradă, cum respect locul în metro, unde ies. Asta îmi place. Instrucțiuni la WC-ul, cum să stai pe WC-ul, cum să-l folosești. Deschizi borezul, instrucțiuni peste tot și chiar despre toate regulile astea. Da, dar nouă ne place mai mult în București, în România, să fie distracție, să fie latin. E frumos, dar parcă sunt prea roboții, așa. Prea roboții, nu, ne plac românii, românii sunt vii, sunt plini de viață, încercăm, ne distrăm, ne împăcăm. Mai place că este foarte curat. Extraordinar de curat, cea mai curată țară pe care am văzut-o până acum în viața mea, la polul opus față de Nicaragua, unde găseai cu noi peste tot. Aici nu există nicio bucățică de hârtie pe jos și nu există coșuri de gunoi. Foarte rar, doar când la 7-Eleven găsește un coș de gunoi. Deci ei nu aruncă, probabil păstrează totul în... Poți să mergi desculț absolut peste tot. Da, inclusiv în casele lor sortează, evident, gunoiul. Așa, am văzut și oamenii străzii care, la fel, deși au un carton pe care stau, se descalță lângă carton și stau în ciorap în stradă. Da. Poftă mare, Anda. Și îmi place arhitectura. De la casele tradiționale și la arhitectura tradițională, temple, casele vechi, până la arhitectura modernă, se simte așa o influență și un interes pentru arhitectură, la fisaje, la... aici a fost Tadao Ando, cel mai mare arhitect din Japonia și se vede influența și în arhitectura modernă. Și mai place cum se placă femeile. Să au un spirit pentru și de un gust și se placă foarte frumos. Au un interes pentru fashion. Mulțumim! Iarăși ne-am certat de la înghețată de data asta. Ce aveți de declarat?